Boxele Studio 89 de la Monitor Audio își găsesc inspirația în estetica anilor 90, însă totuși păstrează un look modern. Hai să spunem că au într-un fel un look retrofuturistic. Este o pereche de boxe de raft, ceea ce înseamnă că au o dimensiune compactă, după cum puteți vedea, însă în ciuda mărimii au nevoie de un spațiu un pic mai generos pentru a se manifesta, pentru că integrează o grămadă de tehnologii în incinta asta. În gama lor, aceste boxe sunt la fel de unice precum boxele Hyphen de la Monitor Audio, în rândul modelelor de podea. Numele de Studio nu este folosit prima dată de Monitor Audio. De fapt, boxele astea sunt cumva un soi de omagiu adus modelului Studio 15 lansat în 1989. Studio 89, modelul Studio 15 din 1989, iată de unde vine și inspirația pentru boxele Studio 89. Este o gamă legendară de difuzoare născută în perioada în care televiziunea muzicală și casetele video dominau entertainmentul. Era aia a stilurilor îndrăznețe, în care toată lumea voia să fie excentrică, era culorilor vibrante, a jocurilor pe calculator pe care le rulai probabil din MS-DOS sau de pe floppy discuri și a inovațiilor tehnologice. Toate acestea au alimentat o explozie de expresie în pop culture și au pus bazele erei digitale de astăzi. Boxele Studio 15 lansate în 89 erau singurul model disponibil în culoare neagră high gloss de la Monitor Audio și care aveau un difuzor de medii aurit, cât și un tweeter cu dom auriu. Deci era o boxă specială atât din punct de vedere acustic, cât și din perspectivă de design. Asta spune Charles Minnett, director al departamentului de design de produs de la Monitor Audio. Și asta au încercat să facă și cu Studio 89. Așezarea difuzoarelor în mod MTM, adică Mid Tweeter Mid, oferă avantaje ale simetriei verticale. De asemenea, avem o suprafață mărită a conurilor difuzorului de medii bas și a bobinelor vocale și asta înseamnă că boxele au o capacitate dinamică îmbunătățită și o interacțiune mai bună cu podeaua și tavanul camerei atunci când tu asculți muzică și ajunge înapoi la tine reflexia din cameră. Astfel, funcționând ca o sursă punctuală, dispersia sunetului la aceste boxe este largă, spațioasă și captivantă. Câteva cuvinte și despre conurile difuzorului de bas medii ale Studio 89. Conurile sunt formate din 3 straturi ultra subțiri pentru a asigura o rigiditate și o rezistență aparte. Vorbim despre un strat exterior CECAM, deja cunoscut dacă ești familiar cu Monitor Audio. CECAM implică stratificarea unui layer de aluminiu magneziu care este acoperit cu ceramică. Acesta se așează pe un miez central de fagure Nomex, iar stratul interior este format din fibră de carbon țesută. Rezultatul este un material super ușor și foarte, foarte puternic și rezistent. Noile boxe Studio 89 sunt construite pe baza unei filozofii de cercetare și dezvoltare care se asigură să mențină un echilibru între design și tehnologie. Niciun aspect nu este lăsat să-l domine pe celălalt, iar ambele valențe joacă un rol vital în a îndeplini promisiunea de neutralitate muzicală și transparență acustică ale acestor boxe. Astfel, boxele sunt proiectate să se integreze confortabil în orice mediu sunt puse și devin, practic, un statement estetic. Toată tehnologia din ele lucrează cu mediul în care sunt amplasate pentru a-ți oferi ție, ascultătorul, un sunet cât se poate de calitativ și o experiență de audiție pur și simplu sentimentală. Te ung la suflet boxele astea, atât din perspectiva a designului, cât și din perspectiva a cum sună. Și asta te va face să le prețuiești mai mult, să le îndrăgești și să le îngrijești, ca să te bucuri de ele toată viața. Dacă vrei să plasezi boxele pe un stativ, să știi că ai opțiunea unor standuri unice pentru acest model, respectiv standurile Studio 89. Cum sună boxele? Ele sună natural, balansat, echilibrat, sună matur, sună finisat. Vorbim despre un echilibru pe întreg spectrul de frecvențe. Se vede că s-a lucrat foarte mult pe crossover, că a fost finisat și îmbunătățit ca urmare a multor ore de inginerie și de lucru la boxele acestea. Au un ritm extraordinar, basul este adânc și toate astea dintr-o unitate un pic mai înaltă decât lungimea palmei mele răsfirate. E foarte greu să explic sunetul boxelor Studio 89. Voi face un video separat cu un demo audio al acestor boxe, dar până atunci, dacă ești din București, dacă treci prin București, te invităm la showroom-ul nostru să le testezi, să auzi cu urechile tale cât de bine sunt făcute aceste boxe. Mersi foarte mult că m-ai urmărit. Ne vedem în curând cu o altă prezentare. Toate cele bune și să auzim numai de bine!